Prieteni, bine ați venit la o nou Enigma! Eu sunt Ruben și sunt gata oricând să fiu la dispoziția voastră. Iar acum, haideți să vedem care este Enigma de astăzi. Recent, poliția română a făcut publice rezultatele unor cercetări privind explicațiile pe care le dau șoferii atunci când sunt prinși, conducând sub influența băuturilor alcoolice. Datele arată care sunt scuzele folosite cel mai des în ultimii 14 ani de către conducători auto? Probabil se consideră că prin cunoașterea cauzelor se aduce un ajutor substanțial prevenției. Nu știu cât de mult ajută cunoașterea acestor explicații, dar cel puțin pentru noi este amuzant să descoperim că oamenii în toată firea au scuze la fel cu copiii lor. De altfel, poate părea fără rost un astfel de demers, atât timp cât scuza este secundară sau chiar lipsită de importanță în comiterea unei fapte, dar este un subiect uh, foarte bun pentru noi. Haideți din nou la statisticile poliției. Pentru a justifica comportamentul, șoferii au invocat diverse motive. Astfel că 3 din 10 conducători auto au declarat că aveau de mers o distanță mică și în acest motiv s-au urcat la volan deși au consumat alcool. Pe locul 2, cu un procent de 27%, se află scuza că nu credeau că o să le fie afectată capacitatea de a conduce. Vin și procentele șoferilor care au declarat că consumul unei bere, a unui pahar de vin sau a 50 de mililitri de băuturi spiritoase nu le-ar afecta capacitatea de a conduce în siguranță și vorbim despre aproximativ 20-25% dintre șoferi. Rezultă că peste 80% dintre șoferii care cochetează cu alcoolul la volan ori sunt sinceri în aceste scuze, ceea ce dovedește un discernământ limitat, ori cel mai probabil folosesc scuze vecine cu glumele Psihologii însă trag un semnal de alarmă. Șoferii băuți care motivează că nu se așteptau să fie prinși, cel mai probabil nu s-au urcat pentru prima dată în stare de ebrietate la volan. Au mai încercat și a mers. Alcoolul la volan se află pe locul 10 în topul cauzelor accidentelor rutiere. Iar când spunem acest lucru, trebuie să știm că cei mai mulți dintre conducători auto care fac accidente sub influența alcoolului nu sunt în faze avansate de ebrietate. Sunt doar suficient de băuți încât atenția și reflexele lor să fie serios diminuate. Comentând cifrele poliției, Karen Rosner, psiholog și psihoterapeut, spune că mulți trăiesc cu impresia că sunt invincibili, minimalizează pericolul, cu toate că ei rămân conștienți că au greșit, însă încearcă să impresioneze și să aducă în prim plan că nu s-a întâmplat ceva atât de grav încât să fie penalizați. Dar nu despre consumul de alcool vreau să vorbim astăzi. Deși este un subiect destul de bun, nici despre statisticile poliției, Deși poate și ele au rostul lor, ci despre capacitatea incorrigibilă a oamenilor de a găsi scuze. Se spune că avem nevoie de doar 5 secunde pentru a inventa o scuză bună. Deși sună lipsit de logică, se pare că există o mare dependență de scuze și că unii dintre noi performăm la acest capitol. Atât de plină este viața noastră de scuze și atât de mult petrecem elaborându-le, încât putem vorbi despre o dependență de scuze, un comportament vădit adictiv care aduce numai neplăceri normalității. Dependența de scuze este o temă frecventă în psihologie și mai nou în dezvoltarea personală. Oamenii au trecut de nivelul de a fi tentați să găsească scuze pentru a evita responsabilitatea sau a justifica eșecul și au trecut la un nivel superior. Fac acest lucru în mod natural, așa cum respiră. Ei, indiferent de poziția lor socială sau ierarhia pe care o ocupă în societate, și-au dezvoltat un reflex care apare ca din senin atunci când au întâlnit eșecul. Sau, Chiar mai puțin de atât, când ceva nu este așa cum au plănuit ei. Aceasta poate fi o strategie de apărare psihologică menită să protejeze stima de sine și să evite sentimentul de vinovăție sau rușine. Dar de cele mai multe ori nici nu este nevoie de un astfel de mecanism. Curios fapt este că același persoane nu consideră o rușine să vorbească urât sau tendențios, dar sunt foarte rușinat dacă au greșit cu ceva. Un simplu am greșit, îmi pare rău, repar imediat, ar fi mai simplu și mult mai eficient, dar și cu beneficii majore în ceea ce privește caracterul. Dacă vrem să mergem mai adânc în cercetarea mecanismului scuzelor, vom descoperi că acestea pot fi de asemenea și o modalitate de a evita schimbarea. Dacă o persoană poate găsi o scuză pentru comportamentul său, ea poate evita necesitatea de a se schimba sau de a aborda probleme dificile. Aceasta poate fi o formă de negare sau chiar de auto-înșelăciune. A fost doar un accident, nu este nevoie de nicio schimbare. Voi fi mai atent, nu vor mai fi accidente. Sunt foarte puternic, eu sunt educat și nu voi mai comite astfel de greșeli. Povești nemuritoare, din păcate. Nimeni nu este imun la a greși. Adevăratele lecții de viață, precum și cele pe care nu le uităm, sunt cele care au presupus întâlnirea cu eșecul. Atunci când ai plătit un preț pentru o lecție, aceasta devine parte din viața ta. Nu îți mai permiți să greșești din nou, pentru că nu vrei să mai plătești prețul încă o dată. Dacă vrem să fim și mai profunzi, putem vedea clar că scuzele sunt un semn de frică și de nesiguranță. Caracterele puternice nu se simt niciodată nesigure. Frica și nesiguranța sunt emoții puternice care pot influența comportamentul uman în foarte multe moduri. Frica de eșec, de exemplu, poate face ca oamenii să evite situațiile în care există posibilitatea de a greși sau de a nu reuși. În loc să-și asume riscul și să încerce, ei pot. Alege să găsească scuze pentru a evita situația în întregime. Baricadarea în zona de siguranță înseamnă și blocarea tuturor căilor care duc la dezvoltarea personală. Aceasta este o formă de autosabotaj. Oamenii își limitează propriile oportunități și potențialul din cauza fricii de a eșua. Un munte de potențial va rămâne îngropat din cauza unei frici nejustificate. Nesiguranța, de asemenea, poate conduce la dependența de scuze. Dacă o persoană nu este sigură de abilitățile sau capacitățile sale, ea poate folosi scuze ca un scut pentru a se proteja de critici sau de judecata celorlalți. Scuzele pot servi ca o modalitate de a evita expunerea la judecată sau de a evita sentimentul de vulnerabilitate. În ambele cazuri, scuzele pot servi ca o modalitate de a evita confruntarea cu emoțiile dificile sau cu realitățile dureroase. În loc să înfrunte frica sau nesiguranța, oamenii pot alege să se ascundă. În spatele scuzelor, cât despre judecățile exprimate de alții, le poți evita, rostindu-le chiar tu însuți. Poate ți se pare nepotrivit să te judeci singur, dar hai să analizăm puțin mai profund. Dacă refuzi să analizezi un episod neplăcut din viața ta, cum vei descoperi ceea ce ai de învățat? Cum te asiguri că nu vei mai repeta greșeala? Totuși, Strategia scuzelor pe bandă rulantă are un cost. În timp, dependența de scuze poate duce la stagnare și la o lipsă de creștere. Vei repeta același tip de viață de care nu vei fi mulțumit fără putință de a schimba ceva. Energia consumată pentru a găsi scuze cât mai credibile este luată din combustibilul pentru creativitate. Acest lucru poate împiedica oamenii să-și îndeplinească obiectivele și să-și atingă cât mai mult din potențialul lor. Pentru a depăși această dependență este important să învățăm să ne confruntăm cu fricile și ne siguranțele noastre, să ne asumăm riscuri și să acceptăm posibilitatea eșecului ca parte a procesului de învățare și de creștere. Mai mult, în timp, dependența de scuze poate deveni o barieră pentru orice fel de creștere. Te poate împiedica să ți asumi responsabilitatea pentru propriile acțiuni și să înveți din greșeli. Poate de asemenea să te împiedice să-ți atingi potențialul și să-ți îndeplinești obiectivele. Pentru a depăși dependența de scuze, este important să, să ne asumăm responsabilitatea pentru propriile acțiuni și să învățăm din greșelile noastre. Acest lucru poate împiedica dezvoltarea unei atitudini mai pozitive a unei mai bune înțelegeri de sine și a unei abordări mai productive, mai relaxate cu privire la a avea dreptate în orice. Pentru sănătatea ta emoțională este fantastică din când în când să nu ai dreptate, să descoperi și alte păreri, cel puțin la fel de valoroase precum ale tale. Bun, uite o enigmă de toată frumusețea, scuzele. Având în vedere ce le spuse până acum, se pare că suntem campioni în a găsi scuze. Un obicei atât de înrădăcinat în noi, încât se cere o atitudine susținută și perseverentă pentru abordarea lui. Haideți să descoperim și trei căi prin care putem scăpa de scuze. Alternativele mult mai simple și mai sănătoase ale scuzelor. În primul rând, asumăți responsabilitatea. Asumarea responsabilității este un component puternic care implică recunoașterea propriilor acțiuni și decizii ca fiind principalele determinante ale rezultatelor noastre. Acest comportament ne permite să învățăm și să creștem din experiențele noastre, în loc să ne ascundem în spatele scuzelor. Atunci când ești pregătit să-ți asumi responsabilitatea, vei ști și cât poți risca. Vei fi mai atent la costurile fiecărei acțiuni, pentru că ele au costuri care pot să se răsfrângă asupra ta. De la distanță sună plafonare, dar nu este așa. Beneficiile unui astfel de comportament se întind dincolo de zona abilităților. Are legătură cu formarea unui caracter frumos, care nu este setat să producă pagube tuturor pentru a avea el beneficii majore. Thomas Edison, inventatorul becului electric, este un exemplu perfect. A ieșuat de mii de ori înainte de a reuși, dar nu a folosit aceste eșecuri ca scuze. A avut un scop și l-a urmărit până când a devenit realitate. El a văzut fiecare eșec ca o oportunitate de a învăța și de a se îmbunătăți. Prin asumarea responsabilității a reușit să creeze una dintre cele mai importante invenții ale lumii noastre, becul incandescent. Acum trebuie să subliniem cu o linie groasă și roșie că prețul fizic pentru miile de eșecuri l-a plătit până la ultimul cent. Nu avea sponsori care să-i aducă gratuit bulbii de sticlă. Pe fiecare dintre ei l-a plătit la prețul corect. Uite un exemplu de perseverență care aduce rezultate, dar pentru care au fost plătite costurile. Invenția lui Edison a avut un preț mare, iar el a plătit în întregime acest preț. În al doilea rând, învață din greșeli. În loc să folosim scuze pentru a evita sau a nega greșelile, putem alege să învățăm din ele. Greșelile sunt oportunități de învățare, nu eșecuri. Nimeni niciodată nu a învățat ceva fără să aibă cel puțin un eșec. Doar îngânfații și infatuații au convingerea că sunt fără greșeală. Nu există așa ceva, este doar părerea lor. Cine a ajuns la acest nivel al incompetenței lui a pornit deja în jos în dezvoltarea lui. Preocupările lui nu sunt legate de cum să de devină mai bun, ci despre cum să pozeze în postura de imaculat. Albert Einstein, unul dintre cei mai mari fizicieni ai lumii, a înțeles acest lucru. El a spus, o persoană care nu a greșit niciodată, nu a încercat niciodată nimic nou. Oh, wow! Sunt aproape 70 de ani de la dispariția lui, dar încă ne uimește Einstein. În loc să se scuze pentru greșelile sale, a ales să învețe din ele. Până să ajungă la formularea teoriei relativității pentru care a devenit celebru, Einstein a ales să învețe din greșeli. Genialitatea nu presupune că nu vei greși niciodată, ci că vei repara greșelile în așa fel încât te vei bucura că le-ai făcut. Această atitudine a fost esențială pentru dezvoltarea teoriilor revoluționare ale lui, lui Einstein și poate fi și pentru noi un mod de viață. În al treilea rând, Acționează. În loc să găsești scuze pentru a evita acțiunea, alege să acționezi. Acțiunea poate însemna să încerci ceva nou, să-ți asumi un risc sau să faci un pas înainte spre obiectivele tale. Acționează! Corpul tău este creat pentru acțiune. Creierul nostru are capacitatea de a coordona îndemânări din ce în ce mai complexe. Mâinile noastre au capacitatea să facă mișcări coerente care să susțină realizarea sarcinilor. Blocarea în inacțiune. De frica eșecului este împotriva modului în care ai fost creat. Steve Jobs, cofondatorul companiei Apple, a fost cunoscut pentru filozofia sa de doar să faci ceva. Fă ceva, nu te bloca de frica eșecului. În loc să găsească scuze pentru a evita provocările, el a ales să acționeze. Și această atitudine a fost esențială pentru crearea unora dintre cele mai inovatoare produse tehnologice ale lumii. Poți să iubești produsele Apple sau poți să le urăști, dar nu poți fi indiferent față de ele, nu le poți ignora. În loc să se lase descurajat de obstacolele sau de eșecurile cu care s-a întâlnit, a ales să le vadă ca pe oportunități de a învăța și de a se îmbunătăți. Politica lui de dezvoltare, pe care a aplicat-o la compania amintită mai devreme, era să faci mereu lucruri și să le perfecționezi mereu. Orice componentă electronică care nu ținea pasul cu filozofia lui era schimbată, orice aplicații care nu dădea rezultatele proiectate era eliminată din portofoliul firmei și a permis să critique mari producători, iar aceștia nu au putut să-l contrazică. Gata! Sper că v-am fost de folos și de data aceasta. Cam asta a fost pentru astăzi. Ne vedem săptămâna viitoare. Până atunci, nu uitați că puteți să-mi scrieți oricând pe adresa de e-mail a emisiunii noastre emisiunea.enigma.com. La fel de important pentru comunicare este și canalul de Telegram, emisiunea Underline Enigma, unde dorim să dezvoltăm o comunitate frumoasă cu valori și preocupări comune. Să aveți o săptămână plină de bucurie. Până data viitoare, nu uitați că sunt aici. entro o